Salut! Eu sunt Teodora, verișoara lui Albert, de aceea voi posta clipuri pe canalul lui. Astăzi am primit o opere rotativă, cam așa arată, se asamblează, ambalajul ei așa arată, vedeți? Și astăzi vă voi arăta cum să o folosiți. Putem să începem. Prima dată îmi voi pieptăna părul, că abia acum am trezit și da, e foarte încurcat. Da, o să-l pieptăn. Gata, părul meu e deja pieptănat și putem să începem. Prima dată îmi voi prinde părul aici cu un elastic. Dacă doriți, puteți să folosiți și o agrafă. Numai că eu acum, pentru că am elastic, o să folosesc elastic. Da, acesta este elasticul. Îmi voi prinde aici un coc. Sper să nu se desprindă. Cocul acesta este provizoriu, adică la sfârșit îl vom desprinde. Aici am desfăcut asta din chestia asta rotundă, care vine așa. Și vom pune partea aceasta, o vom introduce în partea aceasta. Vedeți? Da, cam așa arată perea rotativă când e întreagă. Mai există și... Este o perie mai mică și o perie mai mare. Eu o folosesc pe aceasta mai mare pentru că îmi este mai la îndemână. Acum nu cred că o să se audă prea mult ce vorbesc eu. Dacă e ceva o să pun pauză, dacă e ceva să adaug. Dar vă voi arăta pentru că peria aceasta scoate zgomot. Da, hai să începem. O voi băga în priză și... Și eu apăs pe butonul acesta pentru că vreau să îmi fie părul așa. Aceasta am văzut că este foarte practică și pot să-mi fac părul foarte repede. Acum voi începe și cu partea de sus. Eu am terminat cu partea de jos și voi începe cu partea de sus. Voi desface cocul, voi prinde partea de jos ca să nu mă deranjeze. Scuzați-mă că stau așa. Și gata, am desfăcut. Știu că arată cam ciudat, dar merge. Da, acum. Acum pentru că mai am câteva șuvițe care sunt, nu sunt foarte ok aici, le voi face iarăși cu perea rotativă. Am dat aerul să fie mai încet ca să ne putem auzi. Eu nu am vrut să fie chiar atât de finisată coafura mea. Sper că vă place, cam acesta este rezultatul. Și perea aceasta este un fel de perie combinată cu un feon. Da, emană aer cald. Da, și în legătură cu videoclipurile acelea, Secretul Bunicii, eu cu verișorul meu Albert, ne chinuim foarte mult să facem chestia aia, chiar dacă uneori nu ne iese chiar așa de bine.
Dar sper să vă placă, sper ca pe parcurs să avansăm și tot așa. Eu vă urez o zi bună și o să mai fac clipuri de genul ăsta. Pa, pa!